Liceul Teoretic Drăgănești și școlile gimnaziale Dobrun și Fălcoiu sunt doar câteva dintre unitățile de învățământ oltene care au decis să acorde a doua șansă tinerilor care au abandonat de timpuriu școala. Începând de anul școlar trecut, în multe școli din județul Olt s-a organizat programul a doua șansă, fie a doua șansă învățământ primar, fie a doua șansă învățământ secundar inferior. Începând de anul trecut, avem program a doua șansă organizat la Osica de Sus, Osica de Jos, Dobrun, Fălcoiu, Cilieni, Scărișoara, Stoienești, Izvoarele, Potcoava, Drăgănești, Balș și la școala 2 Slatina. O altă școală care derulează acest program este cea din Grădinari, acolo unde riscul abandonului școlar este unul foarte crescut. Creșterea numărului de unități de învățământ care au ales să organizeze cursuri, a doua șansă, se datorează celor două proiecte în care inspectoratul școlar este beneficiar, fie partener. Prevenirea și contracararea fenomenului de părăsire timpurie a școlii din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest-Oltenia și șanse egale la educație prin prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii. Școala 1 Slatina derulează un astfel de proiect împreună cu Primăria Slatina, Școala Grădinari, un proiect pe fonduri europene pentru a doua șansă cu Primăria Grădinari, iar celelalte școli enumerate sunt prinse în proiecte în care beneficiar sau partener este Inspectoratul Școlar Județean Olt. Programul de integrare-reintegrare școlară a doua șansă vine în sprijinul persoanelor care nu au fost niciodată înscrise în sistemul de învățământ și celor care au abandonat școala și au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei.